Peste 300 de invitați au participat la nunta anului de la Botoșani, îmbrăcați în ținute care mai de care mai elegante. Aceștia au fost delectați cu un meniu ales și cu muzică de calitate. Artiștii renumiți precum Pepe sau Ion Suruceanu au întreținut atmosfera. Și locația este absolut superbă, dar să nu lăsăm deoparte mirii, care sunt foarte frumoși, și toți invitații, nu știu, parcă sunt aleși, parcă s-a făcut un casting. Toată lumea e foarte frumoasă, e multă lume bună aici. Le doresc să aibă o viață frumoasă împreună, să se înțeleagă, să aibă grijă unul de altul și să se iubească cel puțin la fel de mult cum se iubesc acum și peste 50 de ani. Și noi să venim să le cântăm și atunci, dacă o mai trăi. Mă simt foarte foarte bine aici. Nespus de bucuros sunt atunci când sunt în scenă și când cânt și privesc în sală la cei care dansează și fredonează împreună cu mine. Surse neoficiale au declarat pentru TLM că nunta celor doi tineri ar fi costat cam peste 20.000 de euro.